această sfântă liturghie ne rugăm și pentru răposații Emil, Mihai, Maria, Alexandru, Maria, Elena și Nicolae. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iubiți credincioși, care sunteți în legătură directă în această seară cu noi, cei din Catedrala Romano-Catolică din Iași, Asociația Caritas, astăzi celebrează 30 de ani de la înființare. La Sfânta Liturghie ne îndreptăm cu un gând de mulțumire și recunoștință lui Dumnezeu pentru atâtea acte de caritate care au fost înfăptuite de Asociația Caritas a diecezii noastre. Îi avem în gând și în intenție pe toți cei care au lucrat în acești ani în diferite slujiri în această asociație, oferind jertfele lor pentru a face bine în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i răsplătească și să binecuvânteze această asociație ca să înflorească, să meargă înainte, pentru că această caritate este esența Evangheliei lui Hristos, caritatea, iubirea. Îi însoțim așadar cu rugăciunile noastre, la care adăugăm și intențiile personale, intenții pe care le are fiecare, ca Bunul Dumnezeu să ne ajute după gândurile și intențiile noastre bune, ca să avem parte de roadele jertfei Sfintei Liturghii, acum să ne recunoaștem păcatele și să-i cerem umil iertare lui Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Cei renăscuți în Hristos, un neam ales și o împărăție regească, fă-te rugăm ca să voim și să reușim a împlini ceea ce ne poruncești,
pentru ca în poporul chemat la viața veșnică, una să fie credința inimilor și pietatea faptelor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din prima scrisoare a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, cugetați la chemarea voastră. Nu mulți sunt înțelepți după trup, nu sunt mulți puternici, nu sunt mulți de neam ales. Însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți. Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele puternice. Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii și disprețuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, așa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, datorită lui, sunteți în Hristos Iisus, care pentru noi a fost făcut de Dumnezeu înțelepciunea, dreptatea, sfințenia și mântuirea, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă în Domnul să se laude. Cuvântul Domnului. Domnul ne poartă de grijă, căci El este păstorul nostru. Domnul ne poartă de grijă, căci El este păstorul nostru. Ascultați, neamuri, cuvântul Domnului, faceți-L cunoscut în insulele îndepărtare și spuneți, cel care l-a împrăștiat pe Israel îl adună și îl păzește ca păstorul turma sa. Căci Domnul l-a eliberat pe Iacob, l-a răscumpărat din mâna unui mai puternic decât el. Ei vor veni și vor cânta de bucurie pe înălțimile Sionului, vor alerga spre bunătatea Domnului. Fecioara se va veseli la joc și tinerii și bătrânii împreună. Voi schimba jalelor în veselie, îi voi mângâia și îi voi umple de bucurie în durerea lor. Toate răutățile voastre, spune Domnul,
și înnoiți-vă inima și Duhul. Domnule Hristoase, Rege de mării veșnice, laudă ție, Hristoase, Rege de mării veșnice. Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ceea ce făcuse el, au crezut în el. Dar unii dintre ei au mers la farizei și le-au spus ce făcuse Iisus. Așadar, arhiereii și farizeii, adunând Sinedriul, au spus: ce să facem, pentru că acest om face multe semne? Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Vor veni romanii, ne vor lua pe noi și vor distruge și sanctuarul nostru și neamul. Unul dintre ei, Caiafa, care era marele preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic, nici nu înțelegeți că este mai bine pentru voi ca să moară un singur om pentru popor și să nu piară întregul neam. Însă nu a spus aceasta de la sine, ci fiind mare preot în anul acela, a profețit că Iisus trebuie să moară pentru popor. Și nu numai pentru popor, ci și pentru a-i aduna la oaltă pe fiii risipiți ai lui Dumnezeu. În ziua aceea au hotărât să-l ucidă. De aceea Iisus nu mai umbla în public printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ținut aproape de pustiu, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu discipolii. Era aproape Paștele iudeilor și mulți din provincie au urcat la Ierusalim înainte de Paște ca să se purifice. Îl căutau pe Iisus și spuneau unii către alții în timp ce stăteau în templu: ce credeți, oare să nu vină la sărbătoare? Cuvântul Domnului! Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, dragă Părinte Director Iosif Iacob, ucernici părinți, dragi lucrători și voluntari ai Asociației Caritas, dragi credincioși care sunteți în comuniune cu noi la această Sfântă Liturghie, participarea noastră astăzi la Sfânta Liturghie Aniversară pentru Caritas, chiar dacă într-un cadru atât de neobișnuit, dar în strânsă comuniune între noi, este actul cel mai sublim prin care dorim să-i aducem preamărire lui Dumnezeu pentru ceea ce a realizat în cei 30 de ani de activitate în favoare celor săraci, prin atâtea suflete generoase pe care El le-a inspirat și le-a călăuzit. Putem privi acest aniversar ca un popas ce ne oferă răgazul să reflectăm, să ne oprim puțin din acțiunile noastre și să privim asupra a ceea ce s-a realizat. Vom descoperi multe proiecte și intervenții curajoase. Vom constata un număr impresionant de persoane, copii și bătrâni, abandonați sau uitați, familii în situații dificile, persoane descurajate, bolnave, singure, care au găsit o rază de speranță și o mână întinsă la momentul potrivit.
Foarte semnificativ și mișcător este faptul că vom descoperi chipuri de oameni, unele cu semnele durerii pe frunte, altele cu bucuria din suflet afișată pe fața lor calmă și senină, trăind cu resemnare sărăcia, singurătatea, suferința și neputința. Cum ar putea fi un astfel de tablou viu care concentrează 30 de ani de caritate? Cum ar putea un astfel de tablou ca să nu ne provoace pe fiecare dintre noi? O astfel de moștenire lasă semne și ne determină la implicare. Vă determină pe voi, dragi prieteni, din Caritasul Diecezan, dar ne interpelează și pe fiecare dintre noi, episcop, preoți și credincioși. De aceea am permis să includ pe toți în această lucrare a carității. Însă ceea ce ne poate transforma și motiva într-o astfel de nobilă misiune este Hristos, pe care avem marea șansă de a-L descoperi pe chipurile mai puțin vizibile sau chiar ascunse, într-o societate în care pare de multe ori că doar cine se afirmă pe sine există. Această privire retrospectivă ne ajută să ne întărim convingerea că Domnul este Cel care ne dă forță. Domnul este Cel care ne susține și chiar și atunci când parcă totul atârnă de un fir foarte subțire gata să se rupă. El este resursa inepuizabilă care ne alimentează, mai ales atunci când simțim că nu mai avem cu ce face față cererilor nenumărate de ajutor. Așa ne încurajează și versetul de la Psalm pe care l-am cântat. Domnul ne poartă de grijă, căci El este păstorul nostru. Iisus se identifică cu păstorul cel bun. Aceasta exprimă mai degrabă preocuparea plină de iubire și responsabilitate decât ceva sentimental. Iisus își dă viața pentru oile sale, pune totul în joc, se oferă pe sine însuși pentru oile sale, își desăvârșește menirea sa tocmai sacrificându-se fără limite, fără rezerve. Rolul său nu constă numai în a prevedea ceea ce este necesar pentru a asigura hrana. Aceasta nu ar folosi dacă apoi ar fugi din fața lupului răpitor. Păstorul are misiunea de a se expune în fața amenințărilor care se abat asupra turmei și a deveni scut în fața acelor amenințări tocmai pentru a apăra turma. Cum putem noi, apostolii carității de astăzi, să regăsim figura bunului păstor care poartă de grijă oilor sale? Îmi amintesc o mărturie a unei persoane care, în aceste zile de îngrijorare din cauza răspândirii în mod atât de extins și greu de controlat a virusului care afectează atâta lume, mi-a împărtășit recent că, după zile întregi de frică și descurajare, și-a regăsit bucuria în momentul când a putut să fie de folos unei femei în vârstă care era imobilizată la pat, având o fractură de femur. Tot în aceste zile, o asistentă medicală din zona de foc din Italia, din Lombardia, îmi mărturisea, simțindu-se obosită, dar în același timp liniștită: nu pot să nu intervin când văd atâția oameni care suferă și alții care deja au murit în prezența mea, fără să mai pot face ceva pentru ei. Rămân și peste program, pentru că lumea are nevoie de ajutor mai mult ca oricând. La data de 19 noiembrie 2017, când s-a celebrat pentru prima dată Ziua Mondială a Săracilor, Papa Francisc, promotorul acestei inițiative, spunea în mesajul său: în cel sărac, Iisus bate la inima noastră și, însetat și flămând, El ne cere iubire. A nu ține cont de această solicitare este un mare păcat și o mare greșeală față de cei săraci. Acest păcat are un nume precis: indiferența. Cine adună comori pentru sine nu se îmbogățește înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem cerșetori de ceea ce este esențial, de iubire de Dumnezeu, care ne dă sens vieții noastre
și ne deschide spre viața fără de sfârșit. În cer nu valorează ceea ce avem, dar ceea ce oferim. Nimeni nu se poate considera inutil, nimeni nu poate spune despre sine că este așa de sărac încât să nu poată oferi ceva celorlalți. Un fragment foarte sugestiv din Evanghelia Sfântului Matei, în capitolul 25, cu privire la judecata de la sfârșitul veacurilor, ni se adresează direct fiecăruia dintre noi. Întrebarea care apare ca un reper esențial pentru cercetarea conștiinței noastre nu este dacă l-am întâlnit pe Hristos în cei săraci, dar când, cât de des. Aceasta ne sugerează că fiecare se întâlnește nemijlocit cu atâtea ocazii în viața sa în care îi se cere să devină generos, plin de iubire față de aproapele, pentru care este chemat să facă lucruri concrete, gesturi simple sau mai ample de ajutor. Iar aceste gesturi pornite din credință ne dezvăluie chipul lui Hristos pe care îl slujim. Această experimentare a prezenței lui Hristos în cel sărac i-a făcut pe mulți de-a lungul timpurilor să se întrebe plin de bucurie și uimire: oare am oferit atât de mult pe cât am primit? Oare nu a fost mai mult câștigul meu sufletesc decât ajutorul pe care l-am oferit? Nu pot să nu amintesc aici cuvintele unui mistic german, Meister Eckhart, care spunea că ora cea mai importantă este întotdeauna cea prezentă. Cel mai important moment este întotdeauna cel în fața căruia te afli tu. Cea mai importantă faptă este întotdeauna iubirea. Dragi lucrători și foști colegi din Caritas, dragi voluntari, iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi la Sfânta Liturghie, ne aflăm tocmai la ora cea mai importantă, care este cea prezentă, 30 de ani de activitate Caritas în dieceza de Iași. Să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest dar atât de generos pe care ni-l încredințează nouă și generațiilor de astăzi. Este un dar plăsmuit din atâtea răspunsuri la chemarea adresată de Dumnezeu în cei 30 de ani către toți cei care s-au implicat într-un mod sau altul în a deveni samariteni milostivi și plini de iubire pentru cei care poartă chipul lui Hristos desfigurat de boală, de sărăcie, dizabilitate, lipsă de educație, de formare, de afecțiune și adevărată iubire. Să implorăm așadar ajutorul lui Dumnezeu ca să răspundem fiecare după chemarea și capacitatea sa la provocările timpului pe care îl trăim, venind în sprijinul atâtor persoane care în continuare bat la ușa noastră, bat la ușa Caritasului, lansându-ne fiecăruia cu multă încredere și creativitate, lansându-ne și noi în această aventură a carității pe care ne-o permite, ne-o favorizează Dumnezeu din belșug. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Fraților prea iubiți, conștienți în adâncul inimii că Dumnezeu ne iubește pe toți cu gingășie și ne trimite să fim sprijin și ajutor unii pentru alții prin rugăciune și fapte de caritate, să ne adresăm astăzi Lui cu încredere, mulțumindu-I pentru tot harul pe care L-a revărsat în biserica noastră locală, în cei 30 de ani de slujire a Asociației Diecezane Caritas.
pentru ca biserica și lumea întreagă să nu privească situația actuală ca pe un rău ireparabil, ci să-și mențină credința și speranța, că alături de Dumnezeu, cu inima deschisă și cu sufletul curat, tot ceea ce este efemer și rău pentru comunitate se va risipi. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca Dumnezeu să ofere Sfântului Părinte Papa și păstorilor din întreaga lume înțelepciunea și empatia de care au nevoie, pentru a percepe gravitatea problemelor cu care se confruntă omenirea, nu doar prin ochii minții, ci și prin vibrațiile sufletului. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca toate instituțiile care au ca misiune slujirea aproapelui să-și îndeplinească această îndatorire cu devotament în orice situație, mai ales în asemenea momente de încercare prin care trece întreaga lume. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca lucrătorii sociali și sanitari să nu se lase descurajați de lipsurile și problemele existente în societate, ci să aibă tăria, în ciuda tuturor impedimentelor, de a duce la bun sfârșit misiunea încredințată în această perioadă grea de încercare. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru ca toți beneficiarii care au primit un sprijin financiar sau spiritual să descopere în acest ajutor oferit privirea și mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca Domnul să-i răsplătească pe toți cei care oferă un ajutor, dar mai ales pe cei care, deși aflați și ei în nevoie, știu să se facă instrumente ale binelui în orice împrejurare. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca Dumnezeu să le ofere alinarea sufletească și odihna fericiților din cer, tuturor persoanelor care și-au jertfit viața slujindu-L pe aproapele. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Părinte plin de îndurare, primește și ascultă rugăciunile noastre. Dă-ne harul de a te sluji mereu, cu inimă deschisă, în frații noștri sărmani și părăsiți, pentru a fi demni să primim într-o zi răsplata celor drepți de care Tu ne faci părtași cu generozitate, prin Hristos, Domnul nostru.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile mele, spre lauda și mâinile mele, spre folosul nostru și al Întregii Sfintei sale Biserici. Primește, te rugăm, Doamne, jertfa postului nostru, ca să ne purifice, să ne facă vrednici de harul Tău și să ne conducă la viața veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu sus inimile. Să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Căci prin suferința Fiului Tău, aducătoare de mântuire, Universul a ajuns la cunoașterea Maiestății Tale vrednice de închinare, deoarece negrăita puterea crucii ne vestește judecata lumii și biruința glorioasă a celui răstignit. Pentru aceasta și noi, Doamne, cu îngerii și cu toți sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, cântând cu bucurie. Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ,
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. O Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Dumnezeule, noi implorăm stăruitor maestatea ta, ca hrănindu-ne cu trupul și sângele preasfânt al Fiului tău, să ne faci părtași de firea dumnezeiască, prin Hristos Domnul nostru. Să fie cu voi și cu tine.
numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Rugăciune în vremuri de încercare. O Dumnezeule atotputernic și veșnic, odihnă în osteneală, sprijin în slăbiciune, de la Tine toate creaturile primesc forță, existență și viață. Venim la Tine pentru a invoca milostivirea Ta, pentru că astăzi ne confruntăm din nou cu fragilitatea condiției umane, trăind experiența unei noi epidemii virale. Ție, ții încredințăm pe cei bolnavi și familiile lor. Dăruiește vindecare trupului, minții și spiritului lor. Ajută-i pe toți membrii societății să-și desfășoare propria misiune și să întărească spiritul de solidaritate dintre ei. Sprijină-i și mângâie-i în îndeplinirea slujirii lor pe medici, pe lucrătorii sanitari aflați în prima linie și pe toți cei care oferă servicii de îngrijire. Tu care ești izvorul oricărei binecuvântări, binecuvântează din belșug familia umană, îndepărtează de la noi orice rău și dăruiește o credință neclintită tuturor creștinilor. Eliberează-ne de epidemia care ne-a lovit, ca să ne putem întoarce senin la ocupațiile noastre cotidiene și să Te lăudăm și să-Ți mulțumim cu inimă reînnoită. În Tine ne încredem și către Tine înălțăm rugăciunea noastră, pentru că Tu, o Părinte, ești Dătătorul vieții și împreună cu Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în unire cu Duhul Sfânt, viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. O Marie tămăduitoare bolnavilor, pentru că astăzi este și prima sâmbătă din lună, ne rugăm acum actul de consfințire către inima neprihănită a Preacuratei Fecioare Maria, cu aceeași intenție, ca Mama Cerească să ne vină în ajutor, să îndepărteze cât mai repede de la noi această pandemie. Fecioară puternică și Mamă milostivă, Regina Cerului și Scăpare păcătoșilor, noi ne consfințim inimii Tale neprihănite, îți închinăm făptura și viața noastră întreagă, tot ce avem, tot ce iubim și tot ce suntem. Ale Tale să fie trupurile și locuințele noastre, familiile și patria noastră. Voim ca tot ceea ce este în noi și în jurul nostru să-Ți aparțină și să se împărtășească de binecuvântările Tale de Mamă. Și pentru ca această consfințire a noastră să aibă într-adevăr tărie și durată, reînnoim azi la picioarele Tale, Marie, făgăduințele noastre de la botez și de la prima sfântă împărtășanie. Ne obligăm să mărturisim oricând și fără frică adevărurile de credință, să trăim ca adevărați catolici, în desăvârșită supunere față de toate îndemnurile Sfântului Părinte Papa și ale episcopilor uniți cu El.
Ne obligăm să ținem poruncile lui Dumnezeu și ale Bisericii, mai ales Sfințirea Duminicii. Ne obligăm să practicăm în viață de toate zilele, pe cât ne va fi cu putință, devoțiunile pline de mângâiere ale religiei creștine, mai ales Sfânta Împărtășanie. În sfârșit, îți promitem, slăvită Maica lui Dumnezeu și Mamă iubitoare a oamenilor, să punem toată inima noastră în slujba cinstirii tale binecuvântate, pentru ca, prin stăpânirea inimii Fiului Tău vrednic de închinare, să asigurăm domnia Lui în inimile noastre și în toate celelalte inimi, în scumpa noastră țară și în lumea întreagă, precum în cer, așa și pe pământ. Amin. Inimă neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Atotputernice, veșnice Dumnezeule, care ai pregătit în inima preasfinte Fecioare Maria lăcaș vrednic pentru Duhul Sfânt, dă-ne, te rugăm, harul ca noi, care celebrăm cu evlavie sărbătoarea acestei inimi neprihănite, să ne învrednicim a trăi după inima Ta, prin același Hristos, Domnul nostru. Domnul nostru Iisus Hristos a spus: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și tot cel care trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Încrezători în aceste promisiuni ale sale, ne rugăm acum pentru răposații Emil, Mihai, Maria, Alexandru, Maria, Elena și Nicolae, pentru răposații familiei, pentru sufletele din purgator, pentru toți cei de care nimeni pe pământ nu-și mai aduce aminte, și într-un mod deosebit pentru cei care astăzi au decedat din cauza virusului. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-a. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui Său.
și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amintește-ți de mine, Doamne, în curăția Ta. Doamne, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să ne rugăm, Dumnezeule, Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe răposații pomeniți de legătura morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne! Să se odihnească în pace. Amin. Iubiți credincioși, pentru că asociația Caritas este o asociație a dieceziei noastre de Iași și astăzi, la această Sfântă Liturghie, am sărbătorit 30 de ani de la înființare. Se cuvine ca păstor al diecezei de Iași să aduc acum la sfârșit un cuvânt de mulțumire, de recunoștință tuturor celor care de-a lungul celor 30 de ani s-au implicat în diferite oficii din această asociație pentru ca ea să se desfășoare cu rezultate din ce în ce mai bune. Mi-aduc aminte când eram paroh și la Onești și la Suceava și în alte părți am întâlnit în parohiile pe unde am fost și asociația Caritas, fie cu îngrijire la domiciliu sau alte oficii de felul acesta și am admirat întotdeauna modul în care această asociație și-a desfășurat activitatea. Toată lumea era mulțumită, lucruri frumoase, mărețe s-au făcut în dieceza noastră, nu numai cu credincioșii catolici, pentru că iubirea, caritatea nu ține cont de apartenență religioasă, de etnie, de vârstă și așa mai departe, toți au găsit în această asociație de-a lungul anilor mângâiere și ajutor. Mulțumesc în special directorilor, mi-aduc aminte de părintele profesor, dr. Vladimir Peterke, pe la început, apoi părintele Grigorie, care acum este pensionar la Botoșani, Duma Grigorie, mă mai spun părintele Egidiu, care acum este vicar general, actualul Iosif, care a preluat conducerea acestei asociații, dar și toți ceilalți, nu pot să-i numesc acum pe toți, pentru că au fost foarte mulți de-a lungul la 30 de ani. Dumnezeu să le răsplătească jertfa lor și să binecuvânteze dieceza noastră pentru ca această asociație să înflorească mereu. Acest lucru ne-l dorim pentru că vrem să facem bine în numele Lui Dumnezeu și prin această și mai ales prin această asociație caritativă. Dumnezeu să-i răsplătească pe toți și să binecuvânteze dieceza noastră,
țara noastră, întreaga lume, prin această asociație care este și internațională. Lăudat să fie Iisus Hristos! Deci,